Și cine spune că doar nemții știu să facă mașini, din păcate este un analfabet în zona de auto. Și ca să vedeți că proprietarul știe ce înseamnă mașinile astea, are și japoneze, are și o italiană, are și nemțești, așa că a cam gustat din fiecare fel de mâncare. Pentru că pe principiul ăsta în care toată viața ai mâncat piept de pui și ai ocazia la un moment dat să te emancipezi și să te duci în străinătate să călătorești, tu tot la mamaia mergi și tot piept de pui mănânci. E trist rău de tot. Oricât nu ți-ar plăcea altceva, măcar ai curiozitatea să încerci. Exact așa este și cu mașinile. Nu zic că o marcă anume e mai bună ca cealaltă, încearcă-le pe toate. Și în felul ăsta, când ai ales-o pe una anume, zici, bă, le-am încercat și asta îmi place cel mai mult. Dar din păcate majoritatea nu le-au încercat și când aleg, zic marca X și restul. Dar restul ăla nici măcar la niște poze nu s-a uitat. Așa că din punctul meu de vedere sunt niște analfabeți ai lumii auto. Mașinile noi sunt foarte mișto, le avem cu toții, ori pe mână, ori în proprietate, ori pe la prieteni. Ai confort în ele, sisteme, vorbești cu ele, vorbești și ele înapoi cu tine, navigație, climatizări, dar n-au o poveste de zis. Și bunurile în ziua de astăzi sunt perisabile și au ajuns să fie făcute ca niște bunuri perisabile, adică lumea nu o să mai țină un telefon mobil precum îl ținea în anii 90. Eu țin minte când în familie taică mi-a cumpărat un Nokia 5110 și îl foloseam toți. Și mă duceam cu el la școală chiar stins, fără să aibă baterie, doar ca să, nu ca să mă vadă alții cu el, n-aveam chestia asta, dar pur și simplu îmi plăcea ideea de a avea un dispozitiv nou. Îl am și acum acasă. Probabil dacă aceste smartphones care le avem, pe care le avem în prezent ar fi fost disponibile atunci, le țineam 20 de ani. Și erau și făcute să țină atât. Acum însă nu mai este așa. Îți iei noul iPhone 18, care probabil o să apară în câteva luni, noul Samsung S25 sau câte ori mai fi, că probabil nu o să se oprească niciodată această numărătoare, nu i s-a dat reset. Când apare altul față de ăla pe care l-ai, pe care l-ai așteptat de fapt, îl arunci la gunoi și ți-l iei pe la nou. Adică nu mai ai aprecierea pentru lucruri. Și este o chestie psihologică. De asta se și vând foarte multe lucruri, de asta firmele au atâtea profit și până la urmă e natural să se întâmple chestia asta. Dar din păcate sunt niște bunuri perisabile care nu au o poveste de zis. Că sunt mașini, calculatoare, de multe ori chiar și locuințe, nu mai au o poveste de zis, nu sunt făcute să le mai ții. Însă nu se poate spune așa ceva despre o mașină veche, de exemplu, care dacă ar putea vorbi, cred că ar vorbi de 10 ori mai mult decât o fac eu. Pentru că îmi speță mașina asta. Asocierea pe care o am cu ea, deși abia acum ne-am cunoscut, este că în anul în care ea ieșea de pe porțile fabricii, eu intram pe porțile școlii, respectiv în 1993, când am fost înscris de către părinții mei la Liceul Cervantes din București, care de fapt este cu de toate, că era și școală primară și generală și liceu, având întregul spectru de la 1 la 12, în speranța în care elevii ajung să și termine aceste clase. În cazul meu s-a întâmplat, am făcut și facultate mai departe, m-am înscris pe orbită, cum se spune, dar am ieșit de pe acea orbită anostă, să spun așa, și mă bucur că acum sunt pe orbită în care pot să vorbesc genul ăsta de mașină, orbita descoperirilor, să o numim așa. Și vă dați seama că mașina asta este născută în Japonia. Fiind cu volan pe stânga, a fost făcută pentru alt continent. A avut un rând de proprietari care, cine știe ce s-a întâmplat cu ei? Poate și copiilor au mers cu mașinile astea și prietenii copiilor lor. Undeva acolo în lume probabil există niște adulți care ori avea 50 de ani acum, care când erau ei puștani și vreau să agațe gagici, se plimbau cu mașina asta fără capacele alea montate. Și chestiile astea nu țin de bani, sunt niște chestiuni inestimabile care merită povestite. Din păcate n-ai cum să le știi pe toate. Chiar sunt curios câți dintre voi care aveți mașini de genul acesta știți efectiv fiecare zi din viața acelei mașini în condițiile în care n-ați fost, nu sunteți primul proprietar. Și asta mi se pare fascinant la mașinile astea, pentru că ele la propriu au trecut prin niște etape. Vin poate din niște țări care nu mai există în formatul politic în care erau atunci când au fost fabricate. Au trecut niște granițe care probabil acum nu mai există sau se plimbau libere prin niște locuri care acum au ajuns să fie îngrădite de tot felul de granițe. Cine știe, dar e mișto să încerci să te gândești, să-ți imaginezi cine a putut să stea la volan într-o această mașină, într-o asemenea mașină, cine a fost pasager și pe unde s-au plimbat. Și asta cred că este farmecul inestimabil din punct de vedere financiar și necorelat cu ceva financiar al unei mașini vechi.
Și chit că sunt deținute de niște oameni care le apreciază mai mult sau mai puțin, mașinile astea își scriu în continuare povestea. Și aceasta este la propriu o mașină clasică. Anul ăsta a împlinit 30 de ani, așa că poate fi considerat vehicul istoric. Printre altele, este o mașină care s-ar putea să schimbe proprietarul în curând. Mă bucur că am ajuns să o filmez, pentru că o să încep o serie cu o serie de mașini interesante, pe care le-am cunoscut într-o ipostază destul de întâmplătoare la concursul de eleganță de la Sinaia. Iar marea familie a acestor mașini se numește LCF Auto Gallery. Este un loc interesant în curs de dezvoltare, să zic așa, care se află undeva în zona Bragadiru. Însă e mai puțin importantă chestia asta, pentru că această colecție, fie pe roți, fie transportată, ajunge pe la diverse evenimente din țară și proprietarul este un mare pasionat de mașini și ce se află în spatele meu s-ar putea să fie mai valoros decât această mașină, pentru că, repet, fiecare din ele are o poveste interesantă. Și la fundal, pe spatele mâinii drepte, există o mașină care are aproape 100 de ani și care a câștigat propria categorie la concursul de la Sinaia. Este vorba de un Fiat Balila. O mașină care, vă dați seama, a trecut prin niște războaie, a văzut nu știu câți dictatori în perioada existenței ei, țări care s-au făcut și s-au desfăcut și totuși încă există într-un format relativ inițial, original. Și așa că mă simt onorat să pot să prezint vouă celor pasionați o mică poveste auto, care nu o fi așa de mare cu atât de multe pagini precum alte povești auto, dar cu siguranță este una care merită ascultat. Așa că rămâneți alături în probabil momentele lungi ce vor urma, ca să aflați cum erau făcute niște mașini interesante pe vremuri. Mă leagă din nou o chestiune interesantă de această mașină, pentru că aș putea să spun un recent amic pe care s-ar putea să-l cunoașteți. Este vorba de Emir de la canalul Driving for Answers. Este un bosniac ce trăiește momentan în Sarajevo, care are prima generație de Toyota MR2, Project Underdog, o mașină pe care a modificat-o în adevăratul sens al cuvântului. Și este o mașină pe care a povestit-o pe canal și acum în sfârșit a ajuns la forma dorită de el, își face testele finale pentru conducere. Și am apucat să-l și întâlnesc, am și făcut un episod de călătorie pe tema asta. Și stând lângă mașina asta, mă gândesc că și lui ar fi plăcut probabil să stea lângă mine aici sau chiar să o povestească singur. Nu știu dacă o să aibă vreodată ocazia să facă chestia asta fix cu această mașină, dar distanța nu e atât de mare și cine știe ce ne rezervă viitorul. Mașina asta este făcută într-o eră când lucrurile se făceau în toate țările și mai ales în partea asiatică, în Japonia, acolo unde au fost dezvoltate foarte multe concepte auto interesante și era genul ăla de perioadă în care puținul buget pe care unele firme l-aveau, care poate din punct de vedere total global de bani, nu era atât de mare, dar suma respectivă era alocată cu cap și nu se făcea rabat de la niște chestiuni principiale. Întotdeauna erau bine făcute motoarele, structurile mașinilor, designul a fost foarte interesant tot timpul și partea de performanță a frânelor, suspensiilor. Așa că, chit că vorbim de prima, a doua sau a treia generație de Toyota MR2, vorbim despre niște mașini care fac parte din aceeași clasă și stil, dar sunt total diferite, pentru că au avut cumva un public destul de diferit ca țintă, cel puțin asta este impresia mea. Și reprezintă una din mașinile etalon ale culturii japoneze, din perioada când mașinile pre-facelift și facelift se numeau Zenki și Kuki. Sunt niște termene clasice din limba japoneză, care denotă ce era înainte și ce a fost după. Și când zici Zenki și Kuki, probabil pe brațele pasionaților de mașini japoneze se ridică părul la propriu, pentru că sunt foarte multe mașini care au avut parte de acest tratament. Și reprezintă o mașină care a dat tonul. Pentru că dacă stăm să ne gândim, scopul final a fost atins abia la a treia generație, care n-a fost cea mai frumoasă, personal nu-mi place cel mai mult, dar cred că a fost cea cu cea mai bună manevrabilitate, dar n-a avut cea mai mare însemnătate generală pentru fani, însă a avut însemnătate pentru fabricant, deoarece a fost declarată în multe instanțe mai bună decât un Porsche Boxster sau cel puțin la fel de bun. Deci Toyota a urcat o scară în clasamentul social auto, să spunem așa, în ochii pasionaților. Pentru că oricum, din punct de vedere al tehnologiei, a fost, este și va fi un producător de top. Însă trebuie să ai un minim nivel de cunoștințe ca să înțelegi chestia asta. Am mai zis-o în alte prezentări, nu mai intru în detalii. Practic, până să existe această mașină, mașină japoneză sau motocicletă japoneză însemna un lucru universal, ieftin și bine făcut. Universal Japanese Motorcycle sau
econoboxuri, cum se numeau mașinile. Adică niște cutii cu un design nu prea inspirat, dar care puteau fi conduse fără niciun fel de jenă, zilnic, fără teama de a se strica. Și erau și ieftini de achiziționat și întreținut. Doar că nu bătea inima destul de intens așa când stăteai lângă ele. Nu erau niște mașini pasionale. Deși cu ceva timp în urmă Toyota a făcut un model numit 2000 GT, care probabil este una dintre cele mai de însemnătate mașini japoneze, făcută ca răspuns la seria de Nissan-uri Z-Car. Și o penultimă iterație a acelei mașini, de fapt antepenultimă, stă undeva în colțul ăla acolo și este vorba de un Nissan 300 ZX, care este un urmaș al urmașului iar urmașului acelei mașini Z-Car, care la origine ar fi trebuit să devină cumva o Toyota, sau de fapt acea Toyota ar fi trebuit să devină Nissan. A fost un proiect refuzat. Cert este că au fost ambele niște mașini foarte interesante. Am prezentat și un Datsun 240Z din era respectivă. Și au aceeași rețetă, o mașină destul de bine echipată, confortabilă, performantă, motor 6 în linie, tracțiune spate. Și totul a plecat de la un proiect făcut în comun oarecum de către Toyota, pe o bază de Lotus, împreună cu cei de la firma Prince, care avea să se numească ulterior ca model Skyline. Au și făcut asemenea modele sub marca Prince, care au fost cumpărate de către Nissan. Însă a fost un proiect costisitor și care nu s-a vândut în numere mari, dar a arătat lumii ce puteau oamenii ăștia să facă. Și după aia a urmat o lungă eră de mașini anoste, plictisitoare, dar necesare, care însă acum pot fi considerate de colecție. Și japonezii au zis, băi, totuși putem și vrem și trebuie să facem o mașină fun, să fie plăcută, așa că au făcut chestia asta și eu zic că le-a ieșit foarte bine. Pentru că ei sunt genul de oameni care încearcă să învețe cultura popoarelor unde vor să lanseze și să vândă aceste mașini. Așa că și-au trimis designerii și inginerii pe piețele din Europa și în America să vadă cam ce caută lumea acolo. Care sunt preferințele de modă, de muzică, cam la ce mașini se uită și în felul ăsta au structurat și designul. Și inițial au vrut să facă o mașină banală, normală, dar performantă. Doar că nu s-ar fi vândut la fel de bine. Pe de altă parte, n-avea rost să facă un supercar, pentru că era deja în lucru proiectul Lexus și cumva ar fi fost încălecate chestiunile astea. Așa că s-a născut ideea de un cupe sportiv, dar care a avut o tehnică inedită. Este prima mașină japoneză cu motorul montat transversal, central, în spate, adică în spatele șoferului, cu tracțiune spate, și care este practic un fel de clonă tehnică a ceea ce făcea Ferrari la acea vreme, dar evident la un preț mult mai accesibil și cu siguranță mai fiabil, așa cum se cam întâmplă și în prezent. Și de-aia se numește MR2, pentru că are multiple denumiri, Midship Runabout Two-Seater sau Mid-Engine Rear-Wheel Drive Two-Seater sau Two-Wheel Drive, depinde cum vrei să o spui. Și în afară de țările vorbitoare de limbă franceză, a fost numită MR2, pentru că MR2 pronunțat în franceză rimează foarte tare cu merd, care înseamnă cuvântul căcat, pe care în mod oficial nu am voie să-l pronunț pe YouTube, dar iată că l-am pronunțat, pentru că trebuia pus în context. Și chestia asta s-a mai întâmplat cu niște mașini, de exemplu Renault Arkana, nu se numește așa în statele vorbitoare de limbi serbo-croate, pentru că Arkan, pe numele său Jeliko Rajnatović, unul dintre cei mai mari mafioți și criminali din istoria umanității, avea această poreclă de Arkan. Și Arkan cu Arkana ar fi generat un conflict. Așa că mașina aia se numește Renault Conquest. Deci pe aceeași considerență și Toyota a făcut acest lucru. Și a apărut prima generație de MR2, lansată undeva în jurul anului 82, produsă până în 89. S-a lansat la un salon auto. Pe baza ei fusese făcut un fel de concept de design și tot din ea a derivat o mașină de raliu de grupă B, care însă nu avea nicio legătură cu cea de stradă. Și din punctul meu de vedere a fost o mașină de succes, pentru că avea 900 de kilograme, ca să poată să miște greutatea asta binișor. N-avea nevoie de mai mult de 120 de cai, doar că i-au dat băieții chestia asta pe la vreo 160 de cai, având în vedere că au montat o variantă de motor cu compresor mecanic. Transversal în spate stătea faimosul motor 4AGE, care este faimosul motor montat pe AE86, mașina care condusă de acel Keiichi Tsuchiya, faimosul drifter, a inventat acest sport. Tujul acela, pe dealul Fuji, sau pe muntele Fuji, de fapt, pe acele străzi de la coborârea spre Tokyo, acolo au învățat oamenii să meargă de-a latul și continuă și astăzi, la rang de artă. Și motorul ăla este cel care, cu doar 115 cai, cu osie și tracțiune spate,
pe Toyota Hachiroku a ajuns să facă legea în acest sport. Și este o mașină pe care am prezentat-o și eu pe canal și mă bucur de chestia asta pentru că a fost tot o chestie întâmplătoare. Și eu zic că a avut succes pentru că arăta bine, semăna oarecum cu mașinile vremii, suspensia era gândită împreună cu cei de la Lotus și la fel ca la multe alte motoare din viitor, toată partea de chiulasă era concepută împreună cu Yamaha, care, printre altele, face niște saxofoane foarte bune, așa că se pricepe la felul în care aerul curge și la aerodinamică și, în general, mecanica fluidelor. Așa că știu să facă niște galerii de admisie foarte bine făcute, iar aceste motoare aspirate uneori dezvoltau și până la 221 de cai, într-un format de tuning făcut de către firma TRD, cum este cea care a făcut body kit-ul acestei mașini. Așa că, în funcție de piața unde s-a vândut, a fost cu variante supraalimentate, au fost versiuni cu cutie manuală sau cutie automată, dar era de preferat cutia manuală și, în general, grosul mașinilor au fost manuale aspirate cu acest format clasic cu faruri escamotabile și cu destul de puține dotări. Era o mașină a esenței. Doar că lumea voia mai mult de atât. Așa că din 1989 până în 1999 a apărut această a doua generație, care din punct de vedere dinamic pe viraje e considerată cea mai lentă, dar este cea mai frumoasă, zic eu, ca perspectivă generală, și are o versiune turbo a unui motor la fel de celebru, care trebuia să vină și pe prima generație, dar nu s-a întâmplat chestia asta. Este vorba de 3SGE, cu varianta sa aspirată 3SGTE, care era supraalimentată cu turbo, nu cu compresor mecanic, așa cum se întâmpla în ediția precedentă, o supraalimentare foarte interesantă pentru că avea un compresor cu ambreiaj electromagnetic care se decupla atunci când nu era nevoie de acea supraalimentare. Și acest motor 3SGTE, pe o Toyota Caldina, de exemplu, este un motor care foarte mult timp a avut recordul pentru cea mai mare putere per litru pentru un motor produs supraalimentat. Avea 2 litri și 265 de cai în perioada anilor 90. Cunoscutul Titi Aur a strunit un pic destul de bine acel motor în motorsport împreună cu unul dintre cele mai versatile sisteme de tracțiune integrală, cu 3 diferențiale, inclusiv unul central, cu Vsco cuplaș Ferguson, pe o mașină care a făcut destul de multe furori în raliu, mai ales sub atenta pilotare a lui Carlos Sainz, care are și o ediție specială pentru așa mașină. Deci, mașina asta a avut un apel mai mare la public, pentru că deja avea servodirecție, avea aer condiționat, avea scaune mai confortabile, era mai spațios interiorul, avea mai multe chestiuni din astea de confort, era mai mare și automat chestia asta însemna până la 185 de kg greutate în plus, dar aveai totuși o versatilitate pentru că aveai o gamă de motoare numită FE în coadă, adică 5SF și 3SF, care aveau 2 sau 2,2 litri și F-urile la Toyota, înseamnă chiulasă, să zicem, simplă, normală, nu performantă, cu injecție multipunct. GE-urile erau chiulase performante cu injecție multipunct și GTE-urile erau chiulase și mai performante pentru că erau supraalimentate cu turbo. GZE-urile erau supraalimentate cu compresor mecanic și de aia există 2JZGE și 2JZGTE, care e cu totul altceva din punct de vedere al puterii. Motoare doar cu 4 cilindri, deși prima generație a fost gândită să aibă 2 litri, a ajuns să aibă maxim 1.6, că n-avea nevoie de mai mult, și această mașină a primit 2 litri cu puteri între aproximativ 125-131 de cai, până la oficial cam 225 de cai în primă fază, 245 de cai la facelift pentru piața japoneză, din câte știu, unde aveau mai puține puteri ca variație decât piețele americane și europene, și sub forma unei firme numite TRD, Toyota Racing Department, aveau niște variante cu body kit relativ unicat, despre care nu se știe mare lucru oficial, pentru că ajungeau să aibă peste 500 de cai. Deci vă dați seama ce modificări aveau la motor, mai ales pe partea de frânare și pe tot ce însemna managementul motor. Până în 1992, din 1989 până în 92, mașinile astea au avut o mică problemă de handling, de manevrabilitate, pentru că aveau renumita problemă de snap oversteer, adică din geometria suspensiilor McPherson față, spate, dar mai ales spate, prin faptul că era grea de spate și avea și motorul în zona respectivă și transmisia și cumva geometria suspensiei nu era una gândită foarte eficient pentru un condus relaxat, avea prostul obicei de a pierde aderența atunci când pilotul nu știa să o conducă. Pentru că dacă în timpul unui viraj agresiv ridica piciorul de pe accelerație și mai și frâna,
se trejea depășit de spate și asta însemna o piruetă din care nu mai puteai să scoți mașina, pentru că motorul fiind central se rotea ca un titirez. Un acumulator în spate puritan face odată și s-a oprit. E mai ușor de controlat, în sensul în care o pierzi mai ușor, dar și o recuperezi ușor. Pe asta o pierzi greu, dar și când ai pierdut-o, s-a dus dracu, cum se zice. Așa că din 1993 au eliminat niște brațe de caster angle, cum se numesc, ca să nu mai aibă acest comportament. Și la Honda NSX, o mașină similară cu aceasta la aspect, dar nu la performanțe, deși anumite variante de din astea au fost mai rapide decât NSX-ul și decât Ferrari 348 și decât Porsche-le de la vremea respectivă, făcute pe baza aceea interesantă cu motor longitudinal în față și tracțiune spate, pentru că totuși când vorbim de supraalimentare pe o asemenea mașină mică, cu puteri de 245 de cai, nu putem să considerăm o mașină lentă. Însă acea firmă care parcă se numea Toyota Technical, ceva de genul, a făcut niște divizii din astea sport, foarte puține exemplare cu acest body kit, care sunt efectiv rarități. Și o anumită firmă de tuning numită Toms a făcut variante aspirate de 223 SGE, care dezvoltau 225 de cai, dar a avut și variante turbo și dezvoltau și piese, wastegate-uri, turbine, galerii care să fie montate pe aceste motoare 3SGE, kituri de pistoane ca să fie oamenii mai fericiți, pe principiul aftermarket, adică luau o mașină de bază și o făceau mai puternică. Așa că în funcție de unde s-a vândut, a avut și variante aspirate mai simple și unele mai puternice, care dezvoltau între 130 și 165 de cai, și variante supraalimentate de 200, 221, 225, 245 de cai după caz și diavolia făcut de TRD. Asta este o mașină cu kit TRD originală, este destul de rară și de asemenea în funcție de anul în care s-a vândut, avea ori un format coupe, ori unul targa top, adică T-topul acesta cu două capace care se pot da la o parte ca să ai un mix de senzație de decapotabilă, dar fără să trebuiască mașina rigidizată atât de mult încât să îi îngreunesc prea mult masa, având în vedere că oricum era simțitor mai grea decât versiunea dinainte, așa că puritanii n-au apreciat această mașină pentru partea de manevrabilitate și performanță, dar s-a vândut mai bine, au avut confortul destul de bun. Și ce a urmat după a fost o mașină, din punctul meu de vedere, nu la fel de arătoasă, dar care a fost făcută majoritar cu Lotus și toate generațiile au fost testate cu pilotul de Formula 1, Bob Gurney, care a calibrat un pic ceva acolo, a dat niște sfaturi și a făcut mașina, cel puțin a treia generație, să fie top de top la condus. Din păcate, neavând un aspect atât de atrăgător, lumea, dacă n-ajungea în ea să facă test drive, nu era convinsă. Și ea era doar decapotabil, avea un motor, că parcă era un 2ZZ, care avea, sau 1ZZ ceva cod, 1ZR, GE, ceva de genul, 140 de cai, 138 de cai, ăla era singurul. Și pe baza ei, o casă de design italiană a făcut o variantă puțin mai frumoasă, dar toate erau în stilul Spider, decapotabil, deși o casă de design japoneză, cu echipare Toms, supraalimentată, a făcut o versiune Spider și de aceasta, care avea spatele la precum speedsterurile de la Porsche, cu o mică pânză deasupra, interesantă, dar parcă tot asta este mai drăguț. Și în funcție de anul în care au fost făcute, vei vedea niște mici nuanțe. Direcția electrohidraulică recalibrată, lipsa sau adăugarea celor brațe suplimentare de la suspensiile spate, pe urmă anvelope și frâne de dimensiuni diferite, de exemplu piața americană a primit frâne mai bune doar pe turbo. Japonezii și europenii au primit pe toate versiunile frâne mai bune, înlocuirea unor motoare, adăugarea de ghiere pentru noxe, chestii de genul acesta, și au fost practic patru revizii estetice din 1989 până în 99 de mici detalii. Creionări ale gurilor laterale, un pic de body kit-uri mici, chestiuni de astea de estetică, design pe la interior, dar și chestiunile de optimizare mecanică. Și motorul 3SGE de pe această mașină este Red Topul de generație 2, care e unul dintre cele mai bine făcute, deși motorul în sine n-a avut o soartă atât de bună pe toate echipările, nu pe mașina asta, pentru că a prins la un moment dat o eră când avea obiceiul de segment subțiri, consum de ulei, o uzură accentuată și anumite versiuni aveau o complexitate mai mare decât altele din prisma emisiilor. Și atunci această a doua generație e considerată una din alea reușite. Mașina asta are 156 de cai și 186 de Nm cu o transmisie manuală cu 5 trepte și marș arier, dar au existat și versiuni cu 4 trepte automate parcă și la următoarea generație cutiile manuale au primit și o variantă robotizată, dar care nu era automată. Deci nu avea pedală de ambreiaj,
avea schimbător clasic cu plus minus, însă trebuia efectiv să schimbi. Ca la unele smart-uri, nu avea mod automat. Deci trebuia tot timpul să mesteci în manetă, dar n-avea o pedală pentru asta. Doar că fiind o cutie manuală robotizată, era și complexă pe partea de reparație și din păcate nu era prea sprintenă. Diferența de demaraj era între ceva de genul 6-8 manuala și vreo 8-7 cea automatizată. Astea, în schimb, când au apărut, erau cele mai rapide la sfertul de milă. Băteau și Hondele NSX și Ferrariurile 348 și Porsche 964, dacă mi-aduc bine aminte, așa că nu le putem considera deloc lente. Și piața de tuning este una cu siguranță destul de mare. Și până la urmă, lăsând toate detaliile astea la o parte, cum pare a mea să nu-ți placă în condițiile în care poate să facă chestia asta? Are faruri escamotabile. Doar pentru acest lucru și-aș cumpăra această mașină. Și nu-i mai bună decât Mazda MX-5. Mazda MX-5 nu este mai bună decât ea. Sunt complementare. Și de asta și proprietarul are o multitudine de mașini interesante aici. Este 300 ZX-ul. Este un Mitsubishi GTO sau 3000 GT VR4. Direcție pe puntea spate, twin turbo V6 de 3 litri, niște mașini cu niște dotări tehnice pe care abia acum începem să le vedem mainstream și cine spune că doar nemții știu să facă mașini, din păcate este un analfabet în zona de auto. Și ca să vedeți că proprietarul știe ce înseamnă mașinile astea, are și japoneze, are și o italiană, are și nemțești, așa că a cam gustat din fiecare fel de mâncare, pentru că pe principiul ăsta în care toată viața ai mâncat piept de pui și ai ocazia la un moment dat să te emancipezi și să te duci în străinătate să călătorești, tu tot la mamaia mergi și tot piept de pui mănânci. E trist rău de tot. Oricât nu ți-ar plăcea altceva, măcar ai curiozitatea să încerci. Exact așa este și cu mașinile. Nu zic că o marcă anume e mai bună ca cealaltă, încearcă-le pe toate. Și în felul ăsta, când ai ales-o pe una anume, zici, bă, le-am încercat și asta îmi place cel mai mult. Dar din păcate majoritatea nu le-au încercat și când aleg, zic marca X și restul. Dar restul ăla nici măcar la niște poze nu s-a uitat. Așa că din punctul meu de vedere sunt niște analfabeți ai lumii auto care nu merită vreo șansă de exprimare. Dar mă bucur că prin filmele astea uneori le mai schimb părerea și măcar îi fac curioși să caute modelele astea pe net. Adică să nu vină mie cineva să-mi spună că asta este o mașină plictisitoare sau că nu te atrage cu un mic detaliu. Cum arată scaunele, cum arată profilul, farurile scamotabile, culoarea, jantele și faptul că este într-o condiție foarte, foarte bine păstrată și foarte aproape de original. Are și roțile originale undeva în garaj. Are doar un adaos practic care mi se pare foarte util. Un ecran pentru cameră de marșarier, pentru că e destul de greu de operat cu gemulețul ăsta mic. Așa că hai să ne apropiem un pic de ea și să vedem niște detalii oarecum de mult uitate. Marea mățăraie a furtunurilor de vacuum și perioada în care motoarele arătau bine. Adică nu era nevoie de niște capace care să le ascundă tot felul de cabluri, pentru că ele erau frumoase și până și pistoanele cred că erau colorate frumos dacă ar fi să le desfaci și nu era nevoie de un capac care să ascundă toate chestiunile astea, așa că toată mașina asta emană veselie și fericire. Și exact cum are Mazda MX-5 zâmbetul, așa are mașina asta ochii cu farurile scamotabile, care erau specifice acelor vremuri. Cred că până în 1999 s-au montat genul ăsta de faruri. Așa că hai să fim un pic mai deschiși la orizont și când vine vorba de anumite mașini, să încercăm să le înțelegem pe mai multe planuri. Am mai zis eu în filmări, ca să urăști un lucru, fie că înseamnă o manea, un anume gen muzical, o persoană, o țară, un curent literar, trebuie să te informezi despre el și să-l cunoști. Că n-ai cum să urăști ce nu cunoști, adică să spui la modul, nu-s bune alea, eu nu știu nimic despre ele, dar sigur nu sunt bune. Păi de unde știi că nu-s bune? Adică nu le-ai văzut, nu le-ai auzit, nu le-ai condus, nu te-ai documentat despre ele, dar știi tu că nu-s bune. Alta e când le încerci și obiectiv încerci să compari niște lucruri. Și asta ar trebui făcut cu toate aspectele din viața noastră, dar din păcate este imposibil și cumva dacă toată lumea ar face chestia asta, n-ar fi bine, pentru că se ajunge la un soi de comunism în care totul e la fel. Și la felul ăla poate să însemne bunăstare, toată lumea să-și permită orice și se ajunge la un haos, la acel idiocrasie. Așa că, paradoxal, deși unii sunt în latura neplăcută, aceste inegalități pe care lumea le are generează genul ăsta de mașini. Cumva, cum s-a întâmplat cu Lamborghini și Ferrari. Un ambreiaj problematic la un Ferrari pe care Lamborghini ca persoană ajusă și îl permită, nemulțumirea la adresa acelui ambreiaj și atitudinea cu care a fost tratat de către Enzo Ferrari l-a făcut pe Lamborghini să facă o marcă de mașini. Dacă ambreiajele alea de la Ferrari erau perfecte și Enzo nu era arogant, în sensul bun să zic așa,
N-ar fi existat marca Lamborghini, probabil. Și de la chestiile astea se nasc lucrurile. Dacă probabil nu existau anumite disensiuni în lumea auto, n-ar fi fost dorința asta de progres. Și nu s-ar fi născut genul ăsta de mașini și toate ar fi fost niște cutii plictisitoare, așa cum era în anii 70, că sincer în anii ăia toate mașinile generale erau niște mizerii. Tot ce făceau americanii, britanicii, japonezii erau inestetice. Dar după aia s-au născut celebrele rivalități și evident au existat tot timpul mașinile de nișă. Și chestia asta mi se pare foarte mișto. Și chiar dacă un Fiat X1/9, care e cu 10 ani mai vechi decât prima generație a acestei mașini, are motorul montat central și are o tehnică și un aspect similare, sunt niște mașini cu caracter diferit. Acel Porsche 914, de asemenea, n-a fost un succes, nu e o mașină considerată un reper, un etalon, dar a avut povestea ei de zi și cumva japonezii de acolo și-au tras inspirația, pentru că asta se întâmplă și în prezent, cum ar veni roata e rotundă la toți, așa că au reinventat niște lucruri într-o manieră proprie și cu siguranță a ieșit ceva minunat. Mi se pare că designul are o puternică influență italiană, așa cum s-a întâmplat cu multe mașini și NSX-ul are la bază oarecum un concept făcut de Pininfarina, doar că știi cum e, un design poate să difere foarte mult din mici detalii, care întotdeauna au fost creionate de cei de casă ai japonezilor și de multe ori chiar la casa de design Pininfarina au lucrat japonezi care au făcut diverse mașini și proporțiile sunt specifice acelor ani, adică ai liniile astea paralele în partea de jos, destul de compactă, un spate relativ lung, culoarea roșie, evident, farurile scamotabile, adică e de necontestat cumva similaritatea cu Ferrari-urile 3-4 cu Testarossa, ceea ce nu e un lucru rău, la fel lunetele astea curbate se cam vedeau în anii respectiv, că tehnica până la urmă este una similară. Și această mașină are un pachet de body kit care este făcut de TRD, acea divizie performantă a lui Toyota, care face și chestiuni estetice, dar de exemplu oferă aftermarket și kituri de compresoare mecanice. Și mulți spun, aia doamne, copiată după Lotus, dar stai să ne uităm că Lotusurile și în prezent folosesc motoare de Toyota. Elisurile, Elanurile, există acestea noi făcute acum, care au motor de 3.5 V6, acel 2GR, care e un motor foarte reușit și poate să aibă și compresor mecanic, în formă turbo nu prea au fost făcute. Evident că fiind o mașină cu tracțiune spate, te uiți la detalii din astea de care nu se văd în primă fază, dar pentru chestia asta e ușor de văzut. Aici, de exemplu, asta este clapa clasică de portbagaj și în zona asta de aici este zona de deschidere pentru partea de motor. Iar deschiderea de capotă motor este de la această clapă de aici. Și practic la NSX ai două panoplii care se deschid în spate. Una dintre alea plăcute pasionaților este aceasta de aici, care ne arată o montare foarte logică a acestui motor, pentru că el este exact ca și cum ar fi fost în față, sub capotă, la o mașină tracțiune față, doar că era mutat în spate. Și Ferrari cu modelul acela, cum se numea, Mondial 8, acela de 3000 și 3200, au avut inițial niște motoare montate de alatul, doar că pentru performanță au ajuns să le monteze până la urmă longitudinal și o minune care a reușit să ofere și două locuri suplimentare în spate, așa că era normal pentru Toyota să folosească pur și simplu o mutare de poziție, dar fiind de alatul e ca și cum ar fi pe față, adică tot suspensii McPherson are, tot orientarea asta de cutie de viteze oare, a apărut însă o diferențiere la modelul al treilea, au montat chiulasa invers, în sensul în care evacuarea nu mai era spre fața mașinii, ci era spre spate. Și acest motor, pe codul său 3SGE, este cea mai performantă variantă aspirată a motorului din familia S. Există și alte motoare performante mai mici, cele din familia A, 4AGE de exemplu, și mai există motoarele mai vechi din familia T, care au fost și supraalimentate, la fel ca astea până la urmă, așa că ai de la 1 la 5, cred, codificările, și fiecare din ele a avut F, GE, GTE, GZ, tot felul de modificări din astea, așa că în linii mari, cele simple de tot au avut un arbore cu came și 8 valve, 2 spate pe cilindru. Pe urmă au fost variante care au avut un sistem cu o rolă de distribuție, dar de fapt erau doi arbori cu came care se roteau în contră cu ajutorul unor pinioane. Diferența față de 4A, de exemplu, era că acele pinioane nu erau situate în capăt de tot, ci erau situate în zona dintre cilindrii 3 și 4.
Iar ăsta, pentru că este un motor performant, are o curea de distribuție care trece peste ambii arbori și rotește în același sens, adică unghiul dintre supape e mult mai agresiv și nu sunt atât de apropiate supapele și în principiu ăla să respiră mai bine. La un 3SFE, deși e tot 16 valve, prin faptul că arborii cu came sunt lipiți unul de altul și au pinioni, se rotesc în contră și sunt foarte apropiați, unghiul dintre supapele de admisie și de evacuare nu e atât de mare, deci motorul nu respiră la fel de bine. Debitul galeriilor de asemenea diferă și o chestie importantă este că motoarele din generațiile prime și cele turbo au avut un sistem numit TVIS, adică Toyota Variable Intake System, care avea niște flapsuri precum alea de diesel, clapetele alea nenorocite, care funcționează, dar nu prea. Și în cazul acestora au ACIS, adică Active, era ceva de genul un sistem activ care semăna cu funcționarea unui saxofon. Active Control Intake System, o chestie de asta. Și ăla practic are undeva în zona de admisie, putem vedea aici, un fel de despărțitor care face ca aerul să circule pe niște trasee diferite în interiorul plenumului admisiei. Dar intrarea în supape este absolut identică, nu mai are acele flapsuri clasice. Și practic galeria pleacă de aici, din partea asta de pe intrare, și plenumul admisiei este cel roșu, de aia se și numește Red Top acest motor. Au fost unele cu carcase negre, altele argintii. Au fost motoare care au primit distribuție variabilă pe admisie și unele cu distribuție variabilă dublă. Ultima iterație acestui motor a fost montată pe Toyota Alteza XC10, adică primul Lexus IS, cu format aspirat, dar au primit la un moment dat și niște pregătiri din astea interesante. Clapeta de accelerație este pe cablu și are evident senzor de poziție și o grămadă de furtunuri de vacuum, pentru că în anii aia toată dozarea aia se făcea pe bază de vacuum. Uite, mizeria asta mică albă este un mic senzor care îți indică în bord dacă mergi economic sau performant și dacă simte vacuum, își dă seama cât de tare apeși pedala de accelerație și un fel de sistem empiric de, să zic așa, indicator eco. Pneumaticul ăsta e cel care controlează galeria, pe urmă fiind de asemenea un motor vechi, are toată partea asta de bobină de inducție într-un format monobloc care este cu două scântei simultan și pentru că e un motor de origine mai veche, la origine la un moment dat avea o arbore intermediar cândva, dar ăsta are o aprindere totuși electronizată și nu are probleme clasice, dar nu are bobine de inducție individuale, ci sunt niște capace care vin direct către bujii, bobina fiind situată lateral în partea asta. Doi arbori cu came, un sistem cu tacheți mecanici cu pastile, care la un moment dat știu că au devenit și hidraulici, dacă nu mă înșel, și o foarte mare ciudățenie. Pompa de ulei este pe cureaua de distribuție, nu la arbore, și motorul e fără interferență, deci dacă se rup curelele de distribuție, cureaua de fapt, nu se lovesc pistoanele de supape, doar că pompa de ulei fiind situată pe zona aceea de distribuție și motorul, să zic, să aibă 4000 de rotații pe minut, se rotește în gol fără să aibă o pompă clasică de ulei funcțională. Acum, ce mai poate să aibă la generația a treia, ăsta e un 2, poate să aibă EGR și asta, mă rog, complică un pic lucrurile, dar ci că teoretic crește eficiența. Injecție multipunct, aici se poate vedea zona de curea de distribuție, pompa de apă se află de asemenea pe distribuție, asta e o echipare cu compresor de aer condiționat destul de rar și cu servodirecție și evident panou de siguranță, în partea aceasta este transmisia, care, atenție, este pusă pe diagonală față de șofer în cazul în care erai japonez, deci cu volan pe dreapta. Ăsta pare a fi un senzor de temperatură în partea aceasta de aici. Bare de rigidizare și evident un compartiment motor care putea acomoda și motoare mai mari și versiuni supraalimentate, așa că vorbim de un motor robust și simplu, mai ales că el are bloc de fontă cu cămăși suplimentare, este closed deck, deci este performant și chiulasa evident din aluminiu. Probleme mari nu prea au fost, mai ales că e un motor relativ simplu, deși anumite versiuni au avut un obicei prost de consum de ulei. PCV-ul de asemenea este unul simplificat, care are de exemplu o parte din asta de conexiune cu galeriile, diverse vacuumuri și senzori care se ocupă pe de altă parte de canistra de carbon, una din primele iterații din anii respectivi, solenoid din ăla clasic de purjare, filtru de aer, senzor de bitmetru și na, linii mari, chestiuni destul de simple. Și ce e interesant e că e o mașină cu rețetă clasică tradițională, adică un motor cât mai aproape de centrul mașinii, spatele șoferului, se aude frumos, se conduce bine pentru cine știe să o conducă, nu mă declar un profesionist în ideea asta, dar uite și tu, detalii, știi cum arată barele astea de aici, de exemplu. Formul portbagajului
acceptabil, eu zic că în cap fără probleme niște trollere aici, mai ales care spațiile astea laterale, și nu cred că a vrut nimeni niciodată să gândească că asta este o mașină practică. Era făcută clar să fie pentru pasiune până la urmă. Și în zona de lateral aici are niște capace care pot fi montate, dar evident că afară fiind frumos, se poate merge fără ele, dar la ceas de seară, că e cald. Astea sunt niște mici deflectoare, care evident au un mecanism metalic mult mai rezistent decât vezi în prezent și care au rolul de a duce aerul peste ca să nu se lovească de zona asta și să facă un turbion. Se pot proba foarte simplu, la 80-100 de km pe oră, dacă la apeși, se instalează un uragan în mașină, nu-i deloc plăcut. La fel, corespunzător acelor ani, clanțele astea cu deschidere manuală și interiorul este unul lucrat foarte bine, așa cum standardul japonez a fost tot timpul și este și în prezent, numai că lumea nu știe să se uite la aceste detalii. Adică, de exemplu, dacă compari un Mercedes al anilor 2000 cu o Toyota din anii 2000 sau un Lexus mai ales, vei regăsi o calitate cel puțin la fel la interioarelor, dacă nu mai bună. Și în anii ăia erau și materiale moi și nu aveau nici greieri. Ulterior au apărut materiale mai tari, dar tot fără greier, asta e cel mai important, zic eu. Adică ai laterale moi din plastic, capitonaje din astea de textil pe exterior, mochetă inclusiv în partea aceasta. Ăsta este un reglaj de ridică partea din fața scaunului. În partea asta ai reglajul clasic pentru zona asta de spătar și aici, de exemplu, ai un lombar și toată partea asta este ca să reglezi fațete suplimentare ale scaunului. Tetiera de asemenea este cu un miez din ăsta care se ridică și aici, evident, pentru că e o mașină care are transmisia în spate și sub acest tunel ai tot mecanismul ăla, să zic că un torpedo suplimentar poate fi văzut în partea asta de aici, care are și un capac și în partea asta există o zonă care se poate deschide, efectiv un spațiu de stocare, depozitare și niște buzunare în spatele scaunelor. Odată intrat aici, mașina nu mai pare atât de mică. Este însă destul de joasă și la cap e un pic limitat spațiu dacă nu stai corespunzător. Și ce e interesant de văzut, că arată foarte modern ca abordare. Butoane pe care le poți intui, nu trebuie să ai cine știe ce pregătire să înțelegi ce fac. Aer condiționat, reglaj de temperatură, direcțiile de reglaj de zaburiri, recirculare aer. Ceas, ventilație, asta este un adaos care mi se pare binevenit pentru partea aia de marșarier, oglindă cu detalii, lumină, parasolar și un torpedo, evident cu deschidere din asta normală, un schimbător cât mai scurt, frâna de mână pe partea opusă șoferului ca să nu-l deranjeze și în partea aceasta un bord foarte lizibil, zic eu, care este genul pe care mulți le mulează pe ecrane acum, adică Porsche, de exemplu, are ecran complet, doar că păstrează feeling-ul ăsta de ceasuri rotunde. Contactele astea pentru geamuri, uși, reglajul de oglinzi, toate clapele alea pentru deschiderea capotelor și portbagajelor de mai devreme ce a fost pe acolo. Și dacă tot sunt în picioare acum, pot să arăt și compartimentul acesta din față, care însă este tot unul de depozitare, doar că are și sistemul de frânare, radiatoarele, siguranțe suplimentare, lichidul de parbriz, motorașul de ștergătoare, ramforsările astea suplimentare și față de alte mașini, măcar are un spațiu suplimentar, doar că cred că majoritatea o să folosească oricum doar portbagajul. Îmi plac și detaliile astea de aici, de dungă, linie cromată, iar zona de la volan e una specifică anilor lor. Auzi foarte ciudat pentru că tot mecanismul de operare este situat în zona din spate, adică timoneria cutiei. Dacă, de exemplu, pui pozițiile sau farurile se aprind, aceste faruri motorizate și se ridică, ceasul cu aspectul acela clasic albastru și ce mai e mișto în anii aia, că volanul avea un reglaj doar pe înălțime și Espero avea exact același stil și luminozitatea bordului se regla din butonașul acesta de aici și în partea asta sunt proiectoare față-spate și nivelul farurilor. Așa că ai kilometraj, turometru, afișaj de voltaj, temperatura antigel și nivel de combustibil și câțiva marturi pe acolo și partea asta de economy ți se aprinde cu verde dacă mergi liniștit. Așa că, na, cam asta ar fi toată povestea. Hai să vedem așa, o plimbare scurtă cum ar fi. Când vezi farurile astea, sunt atât de haioase. MX-5 avea în schimb un buton în plus ca să doar să te joci cu ele. Puteai să le deschizi fără să se aprindă. Dar
n-avea niciun folos până la urmă. Părerea mea e că important e să se aprindă. Și culmea, chiar au rezistat bine farurile astea. Adică contrar aspectului că-s motorizate, că așa n-au avut cine știe ce probleme. E însă o mașină puțin dificilă din punct de vedere al rațiunii de zi cu zi. Ambreiajul e greoi. E o mașină care e joasă, necesită atenție în operare. Și clar, nu-i făcută să o conduci în stilul ăsta de zi cu zi, în aglomerațiile care, în mod normal, sunt pe drumurile astea. Dar ce e mișto la ea e că se aude cum trebuie, pentru că în anul în care nu erau limitări, cumva, după perioada asta, rușii chiar spuneau că din 1996 s-au cam stricat mașinile, pentru că atunci au apărut restricțiile. Dar, totuși, față de cum e în prezent, putem considera clar că este mult mai bine acum. Și față de o Mazda, mi se pare mai interesant în felul în care are motorul poziționat și în felul în care răspunde mai ales la inputurile astea clasice, românii și claxoanele. Pentru că în momentul în care apeși clapeta, pufă într-un mod foarte drăguț. De cum e o Mazda stock, cel puțin are o intensitate mult mai mișto și prin faptul că e o mașină cu motor central are cu totul alt feeling de masă, adică la balansările astea se simte ca un titirez foarte neutră. Problema e că dacă ai scăpat-o cu greu o mai recuperezi și e genul de mașină care cere atenție din partea proprietarilor. Ce-i ciudat la ea că ai pedalele un pic înspre înăuntru și cred că așa cum e mașina acum are un decalaj de 1000 de rotații pe minut la turometru. Adică ea mi-arată 2000, dar de fapt are 3000. Pentru că se aude tare motorul. Foarte mișto. Adică e o experiență să poți să pui mâna pe așa ceva. Mi se pare atât de satisfăcătoare manevrele astea. Timoneria e un pic elastică, adică ea nu e gândită ca o mașină sport de circuit în adevăratul sens al cuvântului. E o mașină de care să te bucuri până la urmă. Nu, cred că turometrul n-are nimic, de fapt așa se aude, pentru că acum relantiu văd că este ok, dar înseamnă că motorul se aude atât de bine încât pur și simplu pare că e chinuit sau că nu e ce trebuie la zgomot. Mie îmi părea că avea mai multe turații decât îmi afișa pe ecran, asta era ciudat. Și așa, nu vibrează absolut deloc. Este foarte închegată ca senzație și mi se pare clar mai confortabilă decât este Mazda. Deși nu o comparăm cu MX-5, e adevărat, MX-5 a avut un impact mult mai mare și vânzări mai multe, ci cu MGF, cu Porsche-le Boxster într-o mică măsură, dar cel puțin când vine vorba de cele produse 97 cu motor de 2.5 doar. Dar asta e, a avut cumva un stil al ei și e o raritate să mai vezi în prezent mașini cu motor central. Adică majoritatea sunt făcute tracțiune față, transversal. Și dacă stăm să ne gândim, s-au încercat atât de multe lucruri: motor longitudinal, tracțiune față, motor longitudinal, tracțiune spate, tracțiune integrală, tracțiune față cu motor transversal, tracțiune integrală cu motor transversal, motor central, motor montat în spate, cu tot felul de sisteme clasice care fac mașina asta să fie una foarte, foarte, sau mă rog, tehnica auto în general o fac să fie una interesantă. Turometru. Nu crește corespunzător cu tura
aspirațiile. Adică, de exemplu, de la 0 la 4000, nu, de la 1000 la 4000, ce mi-arată mie de fapt e de la 1000 la 6000 jumate. E ca și cum ar fi un turometru, un vitezometru în mile. Mașina e foarte neutră, adică nu-ți dă senzația că va scăpa. Problema este că în momentul în care frânezi, să nu fii într-un viraj foarte strâns, pentru că muți centrul de greutate pe față și mașina capătă... agitat, pentru că nu-mi găsesc un adaptor de microfon, care mă enervează foarte tare. Și are o senzație ca de distribuție variabilă, pentru că simți la un moment dat cum trage mai tare sus. Dar asta este pentru că la turație înaltă se deschide clapeta aia de la sistemul ACIS, care lasă aerul să circule mai bine prin galeria de admisie. Însă, sincer, în formă supraalimentată mi se pare o mașină foarte periculoasă, adică nu iartă, pentru că trebuie să înțelegi repartiția asta de mase și una cu turbo, cu leac, e nasolică pe viraj să-ți intre când nu trebuie, pentru că ți-o dă peste cap, adică te face să frânezi mai violent că te sperii. Și apare snap over steer-ul ăla. Dar e interesant că spre deosebire de o mașină normală, pentru care motorul central și greutatea este central repartizată, nu-i grea de bot, nu-i grea de spate, are o neutralitate interesantă. Și opțiunile de motoare mai puternice au avut diferențial cu alunecare limitată cu vâsc cuplaj. Și prima și a doua generație, a treia generație a primit un Torsen. Foarte mult B58, care chiar e făcut împreună cu Toyota, dar nu mai au aceeași incisivitate. Sunt motoare foarte brutale, puternice, dar ăsta cumva, lătratul ăla de câine, știi, exact când, de exemplu, când apeși brusc pedala, înainte să se tureze, se aude cum deschide clapeta aia și există vacuumul ăla parțial care face răspunsul motor să fie unul foarte reușit. Este ceva sublim. Și este o mașină care se conduce mult mai bine decât te așteptai, adică de asta zic și în prezent, băi, ăștia care lucrați în vânzări, e foarte important, faceți test drive cu oamenii, lăsați detaliile tehnice în primă instanță și prețul și astea, urcați oamenii la volan, că e păcat să nu simtă ce poate să facă o mașină și așa îi veți convinge, părerea mea. Era o vorbă urâtă, dar n-am voie să o zic aici, că dacă o gagică râde, este pe jumătate, știți voi ce. La fel și cu o mașină din asta. Dacă te-ai urcat în ea și ai condus-o, tu ca agent de vânzări, dacă convingi omul sau îl pui la volan și lași mașina să fie condusă de către potențialul client, mașina este pe jumătate vândută. Să merg liniștit ca să nu ratez intrarea din nou. Undeva
ceva deosebit. E o mașină în stare foarte bună și îți emană o intensitate mișto a condusului. Uite, 335, genul ăsta de mașină, 93, 92. Rapide, interesante, dar n-au aceeași chimie ca astea. Nu e același lucru. Și a fost într-adevăr o mașină interesantă de condus. Și acest Leon e interesant ca mașină de origine, dar asta e ce trebuie. Și e o mașină care are mulți alți pretendenți pe aici, care, sau, mă rog, rude, să zic așa, din punct de vedere național și mecanic, pe care le voi prezenta probabil în episoade ulterioare. Asta a fost un prim contact care a fost foarte mișto, așa că, ce să zic, vă urez o zi bună și, nu știu, învățați să vă bucurați de viață și să vedeți partea bună a lucrurilor. La revedere!